Bună dimineața. Dacă am fața asta atât de umflată, e că e prea dimineața pentru mine. Ceasul undeva la 7. M-am trezit toată săptămâna, m-am trezit foarte, foarte dimineață, la 5-6. Și sunt destul de obosit. Mergem spre service. Mergem să schimbăm galerile de admisie, pentru că ultima oară, atunci când am avut probleme cu termostatele, am pus o galerie care nu prea mi-a convenit, a fost ce trebuia de la desmembrări. Nu e vina celor de la desmembrări, e vina noastră că am pus-o, puteam să așteptăm să punem din, să comandăm din nou alta. Avem de făcut, de schimbat vreo 3-4 mufe care trebuiau schimbate de ceva timp, dar le-am tot amânat. Și să deblocăm un etrier, pentru că am un etrier blocat de vreo 2-3 săptămâni. Bine, nu e foarte blocat, adică se mișcă roata cu mâna, dar se opune rezistență, deci e blocat. Să sperăm că nu-l așteptăm pe veric cu vreo 20 de ore. Și să sperăm că garajul e curat ca să pot să bag mașina. Să nu trebuiască să dau cu mătura ca de obicei. Ne vedem mai încolo. Ca de obicei, am ajuns înaintea șefului. Niște pământ. Nu e treaba prea bună și am luat un etrier de la dezmembrări să-l recondiționăm pe ăla. Am luat kit. Doar că, din păcate, nu se scot pistonașele de nicio culoare. Ei, mi se pare cazan. Păi e cazanul ăla. Adică cum o să dai pe fuzie? Pe fuzie de lichel? Păi nu sunt cam zici timp că e fun. Și cum tu dau lucru? Într-un final am dat etrierul jos. Nu s-au desfăcut șuruburile. S-au rupt vreo 3 tubulare. 4. Ia mâna. Ia pe ăla, mox. Nu mox, ăla. Nu, frate, mox. Ăsta. Ține așa. Așa, nu strânge rău. Celălalt văr al meu are un Mercedes ca al meu, doar că are pachet AMG, nu că nu e AMG. Și vreau să văd cum e cu dimensiunea asta, pentru că mi-aș pune pe 18 pe Mercedes. Cât de comod e. A uitați. Și a schimbat navigația sau e... Nu și-a schimbat-o, ce credeți? E navigația mare, eu am pe aia mică. Da. Astea sunt niște chiciuri care mi le-aș pune pentru nimic. Hai să vedem. Mi se pare cam la fel de comod. Nu simt vreo mare diferență. Chiar nu simt. Din contră, parcă nu mai bălângă-ne așa mult. Parcă cumva e mai stabilă. Mai acolo prin niște gropi acum. Gropi, mă rog, niște... Ia să vedem la asta. Da, mi se pare fix la fel. Nu mi se pare o diferență majoră. Ia să o luăm și mai încet să vedem că uneori... Da, nu simt
mare diferență. Avem un lodging în față care ai simt frânele de o oră. O să mai am picioare după ziua de azi. Cu tester, cu pompă de ABS, cu... Ar... Lucrare. Ia vedeți cum sare acum. E întinsă, dă-i! Oh, gata, gata, gata. Ia uitați-mă ce mașină. Uitați-mă ce mașină. Motorul așa nu arată rău. Motorul. Motorul ăsta de drujbă, că nici motor nu e. Ia, fiți atenți acum ce vrea. Vrea să o pună pe aia, să o pună pe drept. Mă, e nebun, mă, frate. Mașina vorului meu în Passat. Să ducem cheia înapoi. E o cheie mai tare pentru că nu se socea un șurub de la etrier. Am luat și două beri la băieți. Na, ne-au ajutat. Acum desface galeria de... Vreau să-mi pun centura asta, să nu mai nebunzie. Pe loc, da. Așa. Desface galeria de admisie, mai schimbăm niște cum se numesc, conector, nu conector, mufe, cabluri, pentru că sunt mâncate de la căldură, de la alte lucruri, de atunci cu antigelul. Am schimb și galeria de admisie de pe partea stângă. Și vedem de ce ne mai rămâne timp, dacă ne mai rămâne. Băgăm galeria de admisie la loc râd, pentru că mai devreme am făcut încă un cadru și a spus o injurie vărul meu, pentru că este foarte cald aici în garaj. Administratorul garajului, adică unchiul meu, nu dorește să mai plătească și factura pentru aerul condiționat. A, vă fi nu mai trebuie să nu știu ce face și să nu... Aer condiționat!